Tinerii socialdemocrați împreună cu administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți, Codruța Rogoveanu, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au mers cu daruri la o familie cu 8 copii din comuna Gogoșu, pentru care soarta nu a fost prea generoasă și al căror trai de zi cu zi reprezintă o adevărată luptă pentru supraviețuire, un trai plin de lipsuri și de griji. Alexandru Cojocaru, secretarul executiv al TSD Mehedinți, împreună cu membrii partidului și alături de administratorul public al Consiliului Județean Codruța Rogoveanu, au pus la cale o acțiune umanitară pentru ajutorarea unei familii nevoiașe din comuna Gogoșu. În perioada sărbătorilor, oamenii cu suflet mare vin acum mai mult ca oricând cu pachete, cu daruri, cu hăinuțe sau cu jucării. Administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți, Codruța Rogoveanu, este o persoană darnică și mereu prezentă la acțiunile caritabile de pe raza județului Mehedinți. Am participat la această acțiune împreună cu domnul președinte Alexandru Cojocaru de la Tineret. Pe această cale mulțumim domnului președinte Aladin Georgescu, mulțumim domnului primar Jean Rogoveanu. Am venit la această familie formată din mai mulți copii care nu au posibilități materiale așa cum ar trebui. Suntem alături de ei și îi vom sprijini în continuare. Le dorim sărbători pascale cu bine, liniște și Hristos a înviat. Sărbătoarea învierii Domnului se simte cu adevărat acolo unde omul pune suflet. Administratorul public al Consiliului Județean Mehedinți, Codruța Rogoveanu, a oferit familiei cu cei 8 copilași nu doar plăsuțe cu alimente, hăinuțe și jucării, ci și împreună cu primarul comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu, le-a pus la dispoziție o locuință. Prezent la acțiune a fost și consilierul local, Eugen Pârvănescu, care în colaborare cu autoritățile locale oferă sprijin în permanență acestei familii. În primul rând ne bucurăm foarte mult că au reușit să vină acești oameni frumoși care vin într-un partid frumos, cum e PSD-ul, așa este și Tineretul din acest partid. Cum am mai spus, dânsii ne-au obișnuit, în special doamna Codruța Rogoveanu, domnul primar Rogoveanu, cu domnul președinte Aladin Georgescu, cu astfel de gesturi, drept dovadă. Uitați-vă, această casă, această locație unde ne aflăm, este casa a domnului primar, oferită gratuit acestei familii cu copii mulți, copii nevoiași, oameni nevoiași, care nu aveau unde să locuiască și dânsii le-au pus la dispoziție această casă, cu tot ce vedeți aici. Deci ce putem? Cuvintele nu și-au rost. Mulțumim tuturor, mulțumim tineretului PSD din Mehedinți, mulțumim domnului Aladin Georgescu, președintele Consiliului. Familia cu cei 8 copilași este foarte recunoscătoare autorităților locale și județene pentru sprijin. Aceștia rămân fără cuvinte de fiecare dată când primesc astfel de surprize. Vă mulțumim din suflet pentru ce ne-ați oferit. O să vă fie de ajutor? Am văzut că ați primit hăinuțe. Da, o să ne fie, sigur. Și am mai înțeles că v-ați mutat în această căsuță nouă. Da, cu ajutorul domnului primar și doamnei Codruță. Am înțeles că asta este casa dânșilor. Da. Ești la școală? Da. În ce clasă? A doua. Și îmi spui și mie cum te cheamă? Andreea. Și ce vârstă ai? 9 ani. Spiritul sărbătorilor este dominată de dărnicie, iar în pragul Paștelui, tinerii socialdemocrați au pornit la drum încărcați cu daruri pentru cei nevoiași. Alexandru Cojocaru, secretarul executiv al TSD Mehedinți, spune că prin gestul lor de bunătate și blândețe au căutat să ofere un strop de fericire celor 8 copilași din comuna Gogoșu. O nouă zi plină de emoție. Astăzi ne aflăm în comuna Gogoșu, satul Ostrovul Mare. Mulțumim domnului primar Jean Rogoveanu, mulțumim doamnei administrator al județului Mehedinți, doamnei Codruța Rogoveanu, mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean Mehedinți, care a sprijinit toate acțiunile derulate de noi în ultimele zile. Am reușit să facem încă o familie fericită în preajma sărbătorilor. Ne bucură faptul că am ajuns la un număr foarte mare de oameni.
atât copii cât și persoane vârstnice, cărora am reușit să le aducem o bucurie în preajma sărbătorilor de Paște. Vreau să mulțumesc în încheiere tuturor celor care au contribuit la aceste acțiuni. Le mulțumesc tuturor colegilor mei din organizația TSD Mehei Dinți, pentru că fiecare dintre ei au contribuit cât au putut la derularea acestor acțiuni. Mulțumesc încă o dată domnului președinte al Consiliului Județean Mehei Dinți și al PSD Mehei Dinți, domnul Aladin Georgescu, pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă la fiecare acțiune și tuturor liderilor PSD și primarilor Partidului Social Democrat din județul Mehei Dinți. În perioada următoare o să mergem în toate comunele județului Mehei Dinți, o să încercăm să fim alături cât putem de mult de persoanele vulnerabile din județul nostru. Viața este uneori mai mult decât nedreaptă, iar vremurile în care trăim devin din ce în ce mai grele. Din acest motiv, TSD Mehei Dinți nu ratează nicio ocazie să fie alături de cetățeni. Și astăzi, ca de fiecare dată, Partidul Social Democrat, prin organizația de tineret acestuia, s-a alăturat oamenilor cu posibilități mai reduse și am fost lângă ei cu o vorbă și cu un cadou în joia Paștelui. Astăzi este o zi specială pentru Ortodoxie și atunci am zis să facem un gest frumos prin care să fim alături de oameni, de copii, în primul rând, și să ne bucure zâmbetul lor de pe față când primesc un cadou. Dar din dar se face rai, aceasta este premiza pe care se bazează tineretul social-democrat din Mehei Dinți. Convinși din tot sufletul de acest lucru, tinerii și-au dorit ca în pragul sărbătorilor să aducă bucurie în casele unor familii sărmane.